Sunt în oraș. Acum fac un mic periplu, chiar sunt în zona centrului. Zăpadă despre care vorbiți sau despre care se vorbește, despre care auziți la televizor, sincer, e mai mult un context de natură idilică sau politică. Bănuiesc că edilul își face faimă și un capital politic din faptul că el a curățat orașul, dar pentru asta ar trebui să-i mulțumească domnului ăla care a inventat măsurarea temperaturii, că nu cred că efectele astea se datorează utilajelor primăriei și, de altfel, temperatura este în creștere. Odată, iar doi, țineți cont de faptul că totuși dacă este iarnă, lăsând gluma, e bine să vă adaptați contextului, folosiți frâna de mână, evitați depășirile ciudate, căutați să aveți lichidul de răcire adecvat în automobil, pentru că încă suntem erari care nu folosesc agentul de răcire sau nu l-au schimbat sau nu l-au completat. Dacă eventual parcurgeți suprafețe al căror stare de aderență e îndoielnică sau vă pot dezvolta variabile asupra controlului pe care îl aveți în timpul călătoriei, reduceți din presiunea din pneu. Deci, indiferent de starea pneului, fie că este all season sau de iarnă, în condițiile în care reduceți din presiunea pneului, veți adecva oarecum automobilul pentru a putea călători. Am văzut mulți temerari care, de altfel, fiind cunoscători ai fenomenului termic, pentru a-și dezăpezi mașina cu ușurință, folosesc câte o căldare plină cu apă, pe care o aruncă pe capot, în zona parabrizului, pe la faruri. Dragii mei, nu vă întrebați apoi de ce vă crapă lucrurile și, eventual, de ce vi se apuresc instantaneu farurile, ori lucrurile decurg mult mai urât. Și genunchii dumneavoastră, cartilagile sau carnea chiar, dacă în condițiile în care ar trece de la cald la rece brusc, s-ar putea să aibă oarecare forme de probleme, dar sigur, sigur, în condițiile în care treci de la cald la rece, am zis bine, da? Că de la rece la cald e mai bine. Deci evitați, totuși, dacă se poate, genul ăsta de demers, că nu e unul fericit. Pe de altă parte, revenind la trafic, vă mărturisesc că toate lucrurile sunt ok. Poate mai spre noapte, când temperatura scade, e un posibil polei, drept pentru care deocamdată suntem cam la 0 grade în Galați, ceea ce mersi Marius, ceea ce este eu, eu spun personal, cred că este ok, orașul e feieric, merită să faceți câțiva pași, să respirați un aer curat, cum rar aveți ocazia, pentru că combinatul nostru reușește să ne dea în continuare mici forme de dar pe care le descoperiți apoi depuse pe parbrize dimineață. Deci ăla intră în plămâni cu siguranță în timpul nopții când noi dormim. Ieșiți afară. E păcat. Ieșiți afară. Bucurați-vă de oraș. Bucurați-vă de viață. Timpul ăsta nu-l mai găsim. Ieșiți afară. Mergeți pe stradă. Beți un ceai. Beți un coniac. Beți o cafea. Ieșiți afară, bucurați-vă de oraș. E unul dintre cele mai frumoase orașe pe timp de seară și pe timp de noapte din țară și din ce am văzut eu în viața mea. Tocmai de aceea vă recomand. Ieșiți afară. Orașul e frumos, e practicabil, e poetic, nu e frig, nu e o manieră dintre asta de iarnă brutală, nu suntem în situația de a fi încordați la modul la care să ne vâneze cineva și nici sub o ocupație. Indiferent ce vă spun ăștia la televizor, nu cred că în momentul ăsta pe domnul Putin îl interesează neapărat să facă vreo năzbâtie dintr-o asta de invazie și apoi cine ar fi ăla care ar dori să invadeze un popor care nu mai produce nimic și care are pensii de mâncat? El e bătrân, îmbolnăvit, sărac și fără pregătire. Ca să genereze ce? Belele? Să fim cinstiți!